venit și cel mai fain moment al zilei. Prima masă pe ziua de azi, deși este ora 1:30, eu îmi iau micul dejun la ora asta. Bun, să vedem ce mâncăm la prima masă, post intermitent. Nu am voie să mănânc de la ora 7 seara până a doua zi la ora 1. Și aici avem fulgi de ovăz, să-i facem omletă din nouă și, bineînțeles, uleiul de cocos. Iar acum o să punem în tigaie, aole, pentru magnifica omletă! Iar aici sunt fulgi de ovăz. Eu îi pun la microunde, pentru că se face o textură care mi-e place foarte mult, când se face un terț. Un terț. Bun, pe care o să adaug proteină. Să adaug izolat. Mamă, cât este aici. Nu o să fi terminat. Deci asta este proteina pe care eu o consum, izolat din noi, cu aromă de ciocolată, o masă de fulgi de ovăz. Uitați! Pestul o să adaug unt de cocos, 20 de grame, o cupă de izopur, și o să avem și omleta. Dar să nu uităm de scorțișoară. Îmi place să pun scorțișoară peste fulgi de ovăz, pentru că dă o aromă foarte bună. Îmi place cât mai multă scorțișoară. Și acum să punem proteina. Să luăm o cupă. Bun. Sunt 40 de grame de proteină aproximativ. A rămas aici un pic de proteină. Bun, să vedem omleta ce face. Gătate. Trebuie doar să o întoarcem. Și omleta este gata și o punem în farfurie. Mamă, ce mie miroase. Și îmi este o foame. Uitați aici omleta. Fulgi de ovăz cu proteină și unt de cocos și scorțișoară. Și ingredientul secret. Acum vine. Fiți pe fază. Tadam, castraveții de la bunica. Nu conțin zahăr și ci că sunt castraveți de ăștia murați de vară. Dar sunt super bun la gust. Bun. Să adăugăm aici la omletă. Și cam asta este prima mea masă din acest pot. Și cam așa arată prima mea masă. Și o să revin cu masa cu numărul 2. Dragilor, și-a venit rândul mesei cu numărul 2. Hai să vedem ce mănânc eu la masa cu numărul 2 în acest post intermitent, în care am doar 3 mese. Din cele 7 mese pe care le mâncam eu, cum am rămas doar la 3 mese, o să mor de foame. Bun, avem orez, jumătate de avocado și pieptul de pui, nelipsita proteină din carne. Bun. Să vedem și la masa cu numărul 3 ce mănânc. Chiar, ce o să mănânc la masa cu numărul 3? Sunteți curioși? Urmăriți în continuare acest video să vedeți ce mănânc la masa cu numărul 3 în acest post intermitent în care o să mor de foame. La sfârșit o să vă zic și cam ce calorii mănânc. Ajungem și acasă imediat.
Mergem să mâncăm ultima masă pe ziua de azi, masă cu numărul 3. Azi am făcut biceps și triceps plus cardio și plus cardio de dimineață, aproape o oră am făcut dimineața, 47 de minute am făcut. Bun, ajungem imediat așa acasă, ia aștept să mănânc. Sincer, mi este foarte foame, dar până mâine la ora 1 o să mi se facă foame. Am ajuns acasă, ultima masă, orez, jumate de avocado și piept de pui. O să mai adăugăm puțin ulei de măsline și 20 de grame de ulei de cocos. Facem rapid combinația. Spunem aici avocado, mâncăm direct din oală. Nu mai murdărim alte farfurii. Ce nu-i bine că am zis așa. Nu duci nimica? Nu. Mă disper să curăț avocado. Îi lasă să faci filme. Bun, și luăm cântarul. Cântărim. Uleiul de cocos, 20 de grame. Și am terminat de pregătit și ultima masă, masa cu numărul 3, orezul cu pieptul de pui, avocado și uleiul de cocos și, bineînțeles, niște castraveciori murați de vară, așa am înțeles că le zice. Bun, cam atât cu acest video, ne vedem în următorul video.